nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu se încrede în cuvântul Său. Mai mult decât așteaptă străjerii, e virea măsorii lor, să nădăjduiască Israel. Căci la Domnul este îndurare și belșug de mântuire. Și El va mântui pe Israel de toate fără de legile noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început, și acum și vururea, și în vecii de vecinilor. Amin. Strigă către Tine, Doamne! Doamne, îndură-Te de ei! Hristoase, îndură-Te de ei! Doamne, îndură-Te de ei! Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău! Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă-ne greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi ispită, ci ne mântuiește de cel. Dumnezeule Părinte atotputernic, Tu ne dai tărie prin misterul crucii și încredere prin învierea Fiului Tău. Te rugăm ca prin acest mister să-i dezlegi pe frații noștri răposați, Rudolf, Ana, Petru și Doina, de legătura morții și să-i primești în rândul aleșilor Tăi, prin Hristos Domnul nostru. Amen. Odihna cea veșnică dă-le-lor, Doamne, și lumina cea fără de sfârșit să-ți strălucească, să se odihnească în pace. Amen.
numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Lauda și preamărire să fie în orice moment prea Sfântului și slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne Iisuse Hristoase, prezent în preasfântul sacrament al altarului, iată-ne îngenunchiați în fața Ta, plecați în fața milostivirii Tale, încredințându-ne pe noi în această seară, în această acțiune pe care am pornit-o cu încredere. Ne încredințăm pe noi această lucrare, pe toți cei care ne vor asculta, pe toți cei la care va ajunge mesajul milostivirii Tale pe care ne-am străduit să-l pregătim. Ne încredințăm pe toți cei dragi ai noștri, nu doar pe cei prezenți, pe toți cu toate rugăciunile lor pe care le au în suflet, dar și pe toate acelea pe care întreaga biserică le îndreaptă către Tine cu toată încrederea. Doamne, am ieșit la plimbare. Peste tot mișunau oameni. Veneau, mergeau, se grăbeau, alergau. Alergau biciclete, alergau mașini, alergau camioane, alerga tot orașul, toată lumea alerga. Toți fugeau să nu piardă timpul. Toți fugeau după timp, ca să recupereze timpul pierdut, ca să economisească timp. La revedere, Domnule, scuză-mă, n-am timp. Voi reveni, nu mai pot aștepta, n-am timp. Închei repede scrisoarea, căci n-am timp. V-aș fi ajutat cu plăcere, dar, din păcate, timpul nu-mi permite. Din lipsa de timp, nu vă pot primi. Nu pot să gândesc, să citesc. Sunt supra-solicitat. N-am timp. Aș vrea să mă rog, dar n-am timp. Înțelege, Doamne, ei nu au timp. Copilul se joacă, nu are timp acum. Mai târziu. Elevul trebuie să-și facă temele. N-are timp acum. Mai târziu. Liceanul mai are încă ore și foarte mult de învățat, nu are timp. Mai târziu, studentul are de pregătit examene, nu are timp. Mai târziu, tatăl de familie are copii, nu are timp. Mai târziu, bunicii au nepoți, nu au timp. Mai târziu, sunt bolnavi, ei trebuie îngrijiți, nu au timp. Mai târziu. Sunt pe moarte, ei nu au.
E prea târziu. Nu vor mai avea timp niciodată. Iată, Doamne, așa aleargă oamenii după timp. Timpul de pe pământ îl petrec în goană, grăbindu-se, îmbrâncindu-se, împovărați, alarmați, împinși de mulțime. Și niciodată nu-și ating scopul, pentru că le lipsește timpul. În ciuda tuturor eforturilor, timpul nu le ajunge, ba chiar le lipsește foarte, foarte mult. Doamne, cu siguranță s-a strecurat o greșeală în planificarea Ta. Este o eroare generală. Orele au devenit mult prea scurte. Zilele sunt mult prea scurte. Viețile sunt nespus de scurte. Doamne, Tu stai în afara timpului, zâmbind când vezi cum ne luptăm cu el. Tu știi ce faci. Nu greșești niciodată când le împarți oamenilor timpul. Fiecăruia îi dai atât cât să poată împlini voința Ta. Dar nu ne este permis să pierdem timpul, să-l risipim, să-l ucidem, căci timpul este darul Tău, un dar trecător, un dar pe care nu-l putem păstra prea mult. Dacă vrei să afli cât valorează un an, întreabă un student care a repetat un an de studiu. Dacă vrei să afli cât valorează o lună, întreabă o mamă care a născut cu o lună mai devreme. Dacă vrei să afli cât valorează o săptămână, întreabă editorul unui ziar săptămânal. Dacă vrei să afli cât valorează o oră, întreabă doi îndrăgostiți care urmează să se întâlnească. Dacă vrei să afli cât valorează un minut, întreabă pe cineva care tocmai a pierdut trenul. Dacă vrei să afli cât valorează o secundă, întreabă un șofer care a reușit să evite un accident. Dacă vrei să afli cât valorează o sutime, întreabă un atlet care a luat medalia de argint la Olimpiadă. Amintește-ți că timpul nu așteaptă pe nimeni. Ieri este istorie, mâine este mister. Doamne, am timp. Mai am în față timp destul. Tot timpul pe care Tu mi l-ai dat, anii vieții, zilele anilor, orele zilelor, sunt toate încă ale mele. De mine depinde să umplu liniștit și răbdător până la refuz. Toate ți le ofer, Doamne, pentru ca apa lor searbădă, Tu să o preschimbi într-un vin nobil, precum ai făcut odinioară la nunta din Cana. Doamne, în seara aceasta nu Te rog să faci așa sau altfel. Te rog doar să-mi dai harul ca, în timpul pe care mi l-ai dat, să pot îndeplini cu conștiinciozitate tot ceea ce Tu aștepți de la mine. Să te urmăm pe drumul credinței și-a răbinii. Spune-mi, Doamne,
Din Evanghelia după Sfântul Luca. Rugați-vă pentru cei care vă desfăimează. Celui care te lovește peste un obraz, întoarce aici și pe celălalt, iar pe cel care îți ia mantia, nu-l împiedica să-ți ia și tunica. Celui care îți dă, cere, dă-i și de la, dă-i și de la cel care a luat dintre ale tale, nu cere înapoi. Așa cum vreți ca oamenii să vă facă vouă, faceți-le la fel. Dacă iubiți pe cei care vă iubesc, ce răsplată aveți? Căci și păcătoșii iubesc pe cei care îi iubesc pe ei. Și dacă faceți bine celor care vă fac bine, ce răsplată aveți? Și păcătoșii fac la fel. Voi însă iubiți-i pe dușmanii voștri, faceți-i bine și dați cu împrumut, fără ca să așteptați nimic, iar răsplata voastră va fi mare și veți fi fii celui prea înalt, pentru că El este bun față de cei nerecunoscători și răi. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu condamnați și nu veți fi condamnați. Iertați și veți fi iertați. Dați și vi se va da. O măsură bună, îndesată, scuturată și cu vârf, vi se va da în poală, căci cu măsură, măsura cu care măsurați, vi se va măsura și vouă. Fiți milostivi, precum Tatăl vostru este milostiv. Doamne, vreau să folosesc timpul din această seară pentru a mă ruga cu adevărat. Într-o dimineață m-am trezit mai devreme pentru a privi răsăritul soarelui și mi s-a înfățișat frumusețea creației în toată splendoarea ei. Privind minunat, i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru opera sa măreață. Deodată, am simțit prezența lui Dumnezeu în preajma mea. El m-a întrebat, mă iubești? Am răspuns, bineînțeles, Doamne, ești Domnul și Mântuitorul meu. Apoi a reluat, dacă ai fi fost, din punct de vedere fizic bolnav, m-ai mai fi iubit? Am rămas perplex. Mi-am privit mâinile și picioarele și restul trupului meu, și mi-am dat seama câte lucruri nu aș mai putea face dacă aș fi bolnav. Și i-am răspuns, ar fi dificil, Doamne, dar cred că te-aș mai iubi. Atunci Domnul mi-a spus, dacă ai fi orb, mi-ai mai iubi creația? Cum aș putea iubi ceva fără să fiu capabil să îl văd? Atunci m-am gândit la toți orbii din lume, și la câți dintre ei îl iubesc încă pe Domnul și creația Lui. Așa că am răspuns,
E greu să-mi închipui așa ceva, dar cred că totuși te-aș mai iubi. Domnul m-a întrebat din nou, dacă ai fi surd, mi-ai mai asculta cuvântul? Cum aș putea asculta pe cineva fără să-l pot auzi? Atunci am înțeles, pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu, nu trebuie să ne folosim în primul rând urechile, ci inimile. Am răspuns, ar fi greu, dar cred că încă ți-aș asculta cuvântul. Și Domnul m-a mai întrebat, dacă ai fi mut, mi-ai mai slăvi numele? Cum aș putea ruga fără voce? Și din nou am înțeles, Domnul vrea să-i cântăm din toată inima și din tot sufletul. Nu contează pe ce limbă sau cu ce sunete o facem. Importantă e inima cu care o facem. Pe Domnul nu îl lăudăm doar când îi cântăm, dar și atunci când suntem persecutați, îi aducem Domnului laudă prin cuvintele noastre de mulțumire. Așa că am răspuns, greu ar fi să-ți pot cânta, dar cred că totuși ți-a slăvit numele. Și Domnul m-a întrebat din nou, mă iubești cu adevărat? Și atunci, plin de curaj și cu o puternică convingere, am răspuns cu toată forța, da, Doamne, te iubesc pentru că Tu ești singurul Dumnezeu adevărat. Am crezut că am răspuns bine, dar Domnul mi-a replicat, și atunci de ce păcătuiești? Am răspuns, pentru că sunt doar un om, nu sunt perfect. Și atunci, de ce în vremurile de pace, când îți merge bine, rătăcești departe de mine? De ce te rogi în toată inima, doar atunci când ești în dificultate? Niciun răspuns, doar tăcere. Și Domnul a continuat. De ce mă cauți doar când ai probleme? De ce îmi ceri lucruri într-un mod atât de egoist? De ce te rogi cu atâta lipsă de credință? Și tăcerea făcea și mai mult să roșesc. De ce ți-e rușine de mine? De ce nu porți mai departe vestea mea cea bună? De ce în vremuri de restriște te plângi mai întâi altora, în timp ce eu ți-am oferit de mult umărul să plângi pe el? De ce găsești mereu scuze când îți ofer ocazii să-mi slujești numele cu adevărat? Am încercat să îngân un răspuns, dar nu era niciun răspuns de dat. Te-am binecuvântat chemându-te la viață. Nu ți-am dat-o ca tu să o arunci, să-ți bați joc de ea. Ți-am dăruit calități, talente ca să-mi slujești, dar tu continui să-mi întorci spatele. Ți-am descoperit cuvântul meu, dar tu nu perseverești în cunoașterea lui. Ți-am vorbit, dar urechile tale erau închise. Ți-am arătat bunăvoința mea, dar ochii tăi erau închiși. Ți-am trimis preoți, slujitorii mei, dar i-ai tratat cu indiferență, de parcă ar fi fost bun de aruncat. Acum cred că ți-am ascultat rugăciunile și ți-am răspuns la toate întrebările. Așadar, mă iubești? Nu am putut răspunde. Cum aș putea? M-am ascuns de fapt în spatele credinței. Nu aveam nicio scuză. Ce aș fi putut răspunde? Când s-a scurs tăcerea, am spus doar, te rog, iartă-mă, Doamne, sunt nevrednic să mă numesc fiul tău. Și Domnul mi-a răspuns, acesta este harul meu, fiul meu. Și atunci, de ce continui să mă ierți? Am început eu șirul întrebărilor. De ce mă iubești atât de mult? Domnul mi-a spus, pentru că eu te-am creat. Ești copilul meu. Nu te voi abandona niciodată. Când plângi, voi avea mereu compasiune și voi plânge cu tine. Când resalți de bucurie, voi râde cu tine. Când ești jos, te voi încuraja. Când cazi, te voi ridica. Când ești obosit, te voi sprijini.
Eu sunt cu tine în toate zilele, până la sfârșitul zilelor și te voi iubi mereu. Niciodată nu am mai plâns atât de puternic. Cum am putut fi atât de rece? Cum am putut să-L rănesc pe Dumnezeu într-atât? L-am întrebat, cât de mult mă iubești? Iar El și-a deschis brațele și i-am văzut mâinile purtând încă rănile cuielor. Am căzut atunci la picioarele Domnului și Mântuitorului meu și, pentru prima oară, am reușit să mă rog cu adevărat.
Veșnice Părinte, îți ofer trupul și sângele, sufletul și dumnezeirea prea iubitului tău Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos, pentru ispășirea păcatelor noastre și ale lumii întregi, pentru pătimirea sa dureroasă, ai milă de noi și de întreaga lume. Pentru pătimirea sa dureroasă, ai milă de noi și de întreaga lume. Pentru pătimirea sa dureroasă, ai milă de noi și și sângele, sufletul și dumnezeirea prea iubitului tău Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos, pentru ispășirea păcatelor noastre și ale lumii întregi, prin pătimirea sa dureroasă, ai milă de noi și de întreaga lume. Prin pătimirea sa dureroasă, ai milă de noi și de întreaga lume. Prin pătimirea sa dureroasă, ai milă de noi și de întreaga lume. Prin pătimirea sa dureroasă, ai milă de noi și de întreaga lume. Prin pătimirea sa dureroasă, ai milă de noi și de întreaga lume. Prin pătimirea sa dureroasă, ai milă de noi și de întreaga lume. Prin pătimirea sa dureroasă, ai milă de noi și de întreaga lume. Prin pătimirea sa dureroasă, ai milă de noi și de întreaga lume. Prin pătimirea sa dureroasă, ai milă de noi și de întreaga lume. Prin pătimirea sa dureroasă, ai milă de noi și de întreaga. Veșnice Părinte, îți oferim trupul și sângele, sufletul și dumnezeirea prea iubitului tău Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos, pentru ispășirea păcatelor noastre și ale lumii întregi, prin pătimirea sa dureroasă, pătimirea sa dureroasă, ai milă de noi și de întreaga lume. Prin pătimirea sa dureroasă, ai milă de noi și de întreaga lume. Prin pătimirea sa dureroasă, ai milă de noi și de întreaga lume. Prin pătimirea
sa dureroasă. Prin pătimirea sa dureroasă. Pătimirea sa dureroasă. Prin pătimirea sa dureroasă. Pătimirea sa dureroasă. Prin pătimirea sa dureroasă. Veșnice Părinte, îți oferim trupul și sângele, sufletul și dumnezeirea prea iubitului Tău Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos, pentru ispășirea păcatelor noastre și ale lumii întregi. Prin pătimirea sa dureroasă, 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 veșnice Părinte, îți oferim trupul și sângele, sufletul și dumnezeirea prea iubitului Tău Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos, pentru ispășirea păcatelor noastre și ale lumii întregi, prin pătimirea sa dureroasă, ai milă de noi și de
pătimirea sa dureroasă. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, ai milă de noi și de întreaga lume. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, ai milă de noi și de întreaga consacrarea lumii întregi către milostivirea lui Dumnezeu. Dumnezeule, Părinte îndurător, care ai făcut cunoscută iubirea Ta în Fiul Tău, Iisus Hristos, și ai revărsat-o asupra noastră prin Duhul Sfânt Mângâietor, îți încredințăm astăzi destinul lumii întregi și ale fiecărui om. Privește spre noi, cei păcătoși, reînsănătoșește-ne de toată slăbiciunea noastră, înfrânge tot răul și fă ca toți locuitorii pământului să experimenteze îndurarea Ta, pentru ca numai în Tine, Dumnezeule, unul și întrăit, să găsească mereu izvorul speranței. Veșnice Părinte, pentru pătimirea Sa dureroasă și învierea Fiului Tău, Te rugăm să ai milă de noi și de lumea întreagă. Amin.
Tot să adorăm fierbinte. Tatălui dați închinare. Tu le-ai dat pâine cerească. Să ne rugăm, Dumnezeule care ne-ai lăsat în acest sacrament minunat memorialul morții și învierii tale, dă-ne, te rugăm, harul ca astfel să cinstim sfântul mister al trupului și sângelui tău, încât să simțim necontenit în noi roadele răscumpărării tale. Tu care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Peste noi a revărsat Domnul veșnic a Lui milostivire și adevărul Domnului va rămâne întotdeauna.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, lui Dumnezeu care este, care era și care va fi.
Spirit.